Salutare și bine v-am găsit la un alt montaj, însă în activitatea de astăzi avem de schimbat un string de panouri, pentru că puterea total instalată nu satisfac consumatorii, nu satisface consumul total de energie. Și după cum vedeți, am demontat toate panourile de pe acoperiș care sunt acolo jos. Sunt panouri de 240 de wați și au vreo 10 ani, dacă nu mai bine. Cred că undeva la 11-12 ani. Acolo de sub este un cățel care este mai mare decât mine. Aceste panouri și-au făcut treaba ireproșabil și o să-și mai facă, o să mai lucreze. După cum se poate vedea, sunt prăfuite. Da, eticheta e pe partea cealaltă. Cam astea sunt panourile 240 de wați solar watt. S-a trezit cățelul, însă vreau să vă arăt panourile noi și vreau să evidențiez o trăsătură. Acestea, care au fost produse, nu știu dacă scrie pe ele, Made in Germany 2012 scrie pe ele, deci au 10 ani, fiind luna august 2022. Cred că e trimestru 1 2012. Da. Sunt de calitate superioară la vremea respectivă și se simt foarte foarte solid, foarte... Mă gândeam că poate specifică pe etichetă greutatea. Sincer, ne-a obosit o leacă manipularea lor de pe casă jos. Văd că scrie o încărcare maximă de 5400 de pascali. Oricum, se simt destul de solid. Sunt și grele. Panou vechi, panou nou. Se vede că panou nou este mai mare în dimensiuni, tehnologii un fel de half cell. Asta e 400 de wați, asta e de 240. N-am cântărit, dar la mână se simte mai ușor cel de 400 de wați decât cel vechi de 240. Deci la mână se simte acela mai ușor decât ăsta,
deși este mai mare și ca dimensiuni, ca cote și ca putere. Panou vechi, ramă 50 mm, aici, în lateral, este perete dublu de aluminiu. Așa e profilul. Perete dublu. Panou nou. Nu știu dacă se vede. 30 mm. Da? 30 mm, aici, în lateral, este perete simplu de aluminiu. Deci, acesta este eticheta panoului nou, 400 de watts, trena solar. Nu pot să spun că este un producător ieftin sau prost de panouri. Nu, fac un fel de panouri mai din China. După cum spuneam, acest panou nu l-am cântărit, dar la mână se simte mai ușor ca construcție, ca materiale folosite, parbrizul de pe față, profilul de aluminiu și așa mai departe. Reducere de costuri. Și apropo, unde se vede acea linie mai groasă și acea linie mai groasă, acolo ar fi trebuit, ar fi mers pus încă un profil de aluminiu ca ranforsare. Pentru că la cote mai mari, lățime, lungime, parbrizul, panou în sine, este expus flambării. Flambează mai ușor. Este expus mai mult flambării decât cel vechi. Deci, efectiv, îl iau în mână pe cel vechi și îl scutur de un colț. Nu pare să flambeze, să se torsioneze. La cel nou se torsionează foarte ușor, se simte la mână torsiunea. Acest lucru poate dăuna celulelor, pentru că parbrizul în sine rezistă la ușoare flexii, dar celula se poate fisura după cum se înconvoie panoul. Revenim la lucrarea din înlocuirii panouri. Mai ai mult, colegul? Mult a fost, mă, mai este. Capetele și mijlocul. Astea sunt panourile de 400 de watts. Am dat jos 7 și cu 7. Nu, de fapt au fost 8 și 8 panouri de 240 de watts și punem panouri 400.
fabricați 2022. Și cere calendar jos 2012 parcă. Și au intrat 7 panouri, 7 panouri și acum am mai pus un rând de profile. Și mai adăugăm 7. Am avut și ploaie azi. Mai piucură, mai stă, mai montăm. Da, mă duc jos după încă un panou și continuăm. Tocmai am terminat. Am făcut și conexiunea. Am dat drumul la invertor. Bine, restul instalației erau făcute pe panoul vechi, configurația veche. Mai ascundem din cabluri. Aliniate cât de cât, să alunece și zăpada pielii. Avem și aici este modelul vechi, cel din 2012, de 240. De subt e zona pentru cățel, e cușca cățelului plus puțin de spațiu, e țarcul pentru cățel, e un cățel mai mare ca mine. Și acele panouri sunt legate separat, nu se văd cu astea de aici, de pe casă. Și alea încep să lucrezi primile dimineață. Cum e inclinația, lucrează randament maxim până undeva la un 12-1. După care soarele se duce. Deci acum e ora 6:30-7. Și este umbră de la coșul de fum. Thank you.